scopul pentru care a fost creat circuitul internațional de tenis al României, format din 30 de turnee Futures, dotate cu trofeul Țiriac și trofeul Năstase, a fost atins, atâta vreme cât aproape de fiecare dată, tabloul principal de 32 de poziții a fost ocupat în proporție de 50% de tineri jucători și jucătoare din România. Mai mult, sportivii noștri n-au făcut doar act de prezență, rezultatele fiind mai mult decât îmbucurătoare. Cred că aceste turnee încearcă să continue tradiția pe care am avut-o noi în era noastră, când spun noi, Ilie și cu mine. Este benefic în special pentru jucătorii tineri. Să sperăm că într-un viitor aceste turnee ne vor da șansa ca atunci când Pavel nu mai joacă și Hănescu rămâne oarecum singular ca star în echipa României, să avem ceva să-i punem alături atât în perioada lui cât și în perioada următoare. Săptămână de săptămână, pe terenurile cu zgură din cele mai importante orașe ale țării, au evoluat zeci de jucători și jucătoare din peste 30 de țări. Cred că Federația Română de Tenis va reuși în următorii 10 ani să facă rost de cei 600.000 de dolari ca să organizeze cele 30 de turnee pentru tinerii jucători din România. Dacă vom reuși să facem acest lucru, cu siguranță strategia Federației Române de Tenis se va realiza și vom reuși să redevenim o forță mondială în tenis. Beneficiind de un sprijin mediatic considerabil, aceste evenimente au reprezentat un adevărat magnet pentru iubitorii tenisului, mai ales pentru cei tineri. Postul public TVR2 a alocat un spațiu generos, programând emisiuni de o oră și jumătate după fiecare concurs disputat în capitală. În plus, stațiile teritoriale ale TVR au transmis în direct partide de la concursurile organizate în aria lor de acoperire. La 23 de ani, Victor Crivoi este tenismenul român care a reușit cele mai multe victorii în circuitul internațional de anul acesta. Crivoi și-a adjudecat numai puțin de 6 din cele 18 turnee cu premii de câte 10.000 de dolari fiecare. Câștigătorul unui astfel de turneu s-a ales cu o recompensă de 1.300 de dolari și cu 12 puncte în clasament, în timp ce finalistul a primit 900 de dolari și 8 puncte. Numele meu este Victor Crivoi, sunt jucător român care a câștigat cele mai multe turnee din circuitul internațional de tenis. Am început anul pe locul 500 ATP și am terminat pe 250. Din cele 18 turnee masculine, românii au câștigat 2 treimi, 12, în timp ce 6 au revenit străinilor. Cei care și-au trecut în palmares câte un trofeu Țiriac sunt Gabriel Moraru, Adrian Cruciat, Andrei Mlendea și Dacian Crăciun. Străinii care au reușit să câștige în România sunt David Ghiez din Franța, Cornel Bardocchi, Ungaria, Martina Lund, Pablo Galdon, ambii Argentina, Cesar Ferrer, Victoria, Spania și Nicolae Diacioc, Ucraina. În proba de dublu din circuitul masculin, românii au reușit 9 victorii, alte 2 fiind realizate în pereche cu jucători străini. Cele mai multe succese au fost obținute de cuplurile Cruciat Gavrilă și Barbu Moldovan, câte 3, în timp ce chilienii Aguilar Parada s-au impus de 2 ori. 2 titluri are și Artemon Apostu Efremov, dar cu parteneri diferiți. Jucând aici în țară, jucătorii români au un mare avantaj să stea alături de familie, de cei dragi, de antrenori, de preparatori fizici. Și în circuitul feminin, dotat cu trofeul Ilie Năstase, româncele au dominat cu autoritate, reușind să-și adjudece numai puțin de 10 titluri din cele 12 puse în joc. Cele mai multe victorii finale au fost înregistrate de Corina Codruneanu, 3, urmată de Raluca Olaru, cu 2 succese. Câte un titlu și-au trecut în palmares următoarele jucătoare tricolore: Mădălina Gojnea, Alexandra Dulgheru, Alexandra Sere, Simona Matei și Alexandra Orășanu. Celelalte 2 turnee au revenit Andrei Popovici din Serbia-Muntenegru și Ecaterinei Ivanova din Rusia. În proba de dublu, jucătoarele autohtone au luat tot caimacul, impunându-se în toate cele 12 finale. Și aici, cele mai multe titluri au revenit Corinei Codruneanu, care și-a adjudecat 7 trofee din 8 finale disputate în compania mai multor partenere. Jucătorii noștri au profitat din plin de avantajul terenului propriu, împărțindu-și punctele și premiile puse în joc. În plus, la acest nivel contează foarte mult faptul că valoarea cheltuielilor scade considerabil, jucătorii și jucătoarele din România putând să economisească resurse importante. Mă numesc Raluca Olaru și sunt jucătoare de tenis. Am participat în circuitul internațional de tenis al României.
și cred că este o șansă bună pentru mine, deoarece pot economisi și timp și bani și pot fi aproape de familie și prieteni. Succes! Vreau să mulțumesc Federației Române de Tenis pentru șansa pe care mi-o oferă de a juca în circuitul internațional de tenis al României. Federația Română de Tenis a făcut un efort considerabil pentru a reuși să acopere bugetul de $600.000 necesar organizării celor 30 de turnee. Un rol esențial l-au avut însă autoritățile locale, sponsorii și partenerii, printre care BRD Group, Societe General, Allianz Țiriac, Loteria Română, TVR, McDonald's, Eurofly Taxi, Kia, Agenția Națională pentru Sport și Mob Expert. Practic, la sfatul lui Ion Țiriac, oficialii federației au pus în aplicare un plan care a dat și încă mai dă roade în alte țări, Spania fiind exemplul cel mai concludent. Efortul este foarte uriaș, dar suntem convinși că merită. În acest fel, jucătorii pot să se bată la egal cu cei străini. Au șansa să nu mai plece în străinătate, să-și adune punctele pe circuitele din străinătate, rămân acasă